Păi să începem, nu? Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Iată că odată cu sărbătorile de iarnă e bine să și clarificăm niște lucruri existând în mediul online și nu numai tot felul de supoziții și de variante de lucru în ceea ce privește acest transfer, preluarea rețelei de apă din exploatarea apă canal către primăria municipiului Onești. Toți oneștenii și toți primarii din, pe care i-a avut municipiul Onești în ultimii 17 ani și-au propus acest lucru. Mai precis ce? Preluarea infrastructurii de apă în administrația municipiului. În urma privatizării din 1999, toată lumea știe că acest serviciu a fost, să spun, susținut, exploatat economic și nu numai de către un operator privat. Nu vreau să dau o notă, să fac anumite, să spun eu, să clarific aspecte de cum s-a desfășurat, cum a funcționat acest serviciu în acești 17 ani. Vreau să spun și să clarific ceea ce se va întâmpla și ceea ce se întâmplă începând cu data de 21 decembrie, când, în urma unei ședințe de Consiliu Local, UAT Onești a preluat, prin acordul părților, dacă pot spune așa, sistemul de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Onești, preluându-l de la apă canal. Au existat o sumedenie de litigii privind posesia infrastructurii de apă și canal. Nu vreau să intru în aceste discuții. Toate, să zic, cronologia acestor litigii poate fi urmărită de către cei interesați pe site-ul primăriei municipiului Onești, unde avem un capitol special apă canal. Și iată că din 21 decembrie Consiliul Local a preluat utilizarea infrastructurii de apă și canal și a și delegat-o temporar către societatea din subordinea Consiliului Local, SECE, domeniul public și privat Onești S.A. Am și spus, este tranzitorie această delegare de serviciu, până când municipiul Onești, UAT Onești, va deveni membru afiliat ADIB și acționar CRAB. Aceasta este, să zic, finalul parcursului pe care l-am început noi în 21 decembrie. De ce ne dorim să devenim membri ADIB și acționar CRAB? Dintr-un simplu motiv. Pentru că este singura, să spun eu, cale ca infrastructura să fie, infrastructura de apă și canalizare municipiului Onești să fie reabilitată pe fonduri europene. După cum a spus și președintele Consiliului Județean de la acea dată, acum undeva în primăvară, domnul Dragoș Benea, este șansa oneștenilor de a beneficia de apă de calitate la un preț, să spun, competitiv. Un preț pe care și-l pot permite oneștenii. Administra în regie proprie acest sistem care este învechit, este de 60 de ani. Mărturisesc că este destul de dificil, dar poate fi, se pot găsi variante și de a administra în regie proprie acest sistem. Urmează ca ANRSC-ul într-o perioadă foarte scurtă de timp să dea avizul pe un nou preț. Un nou preț care credem noi că va fi mai mic decât cel pe care l-a practicat apă canal, adică acel 8,36 lei, va fi mai mic. Dar bineînțeles că trebuie să treacă câteva luni, 2-3 luni, să vedem sistemul, într-adevăr, care sunt pierderile, sistem, care sunt costurile care trebuiesc cuprinse, bineînțeles, în prețul final de apă pe metru cub. Am făcut tot felul de simulări. În viitorul apropiat, în luna ianuarie, vom avea o hotărâre de Consiliu Local, vom iniția prin care vom supune atenției și aprobării Consiliului Local prețul cu avizul ANRSC, iar începând cu sfârșitul lunii ianuarie
vom factura, prima factură va veni emisă de către DPP, către toți consumatorii din municipiul Onești. Fie că sunt asociații de proprietari, fie că sunt persoane fizice, persoane juridice. Am vrut să clarific toate aceste lucruri pentru că în municipiul Onești, oamenii de rând și nu numai, nu știu unde va trebui să achite factura, la ce preț și care este situația juridică a infrastructurii, în posesia cui este, până când și în ce fel. Vreau să subliniez încă o dată foarte clar că finalitatea demersului nostru o urmărim a fi aceea ca noi să devenim membri ADIP și acționari CRAB. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în ultima perioadă pentru a rezolva această problemă care istorică, pot spune, de 17 ani și aici menționez Consiliul Local Onești, menționez Consiliul Județean, menționez administratori și chiar și, să zic, acționari Apă Canal, care, într-un ultim moment, au trebuit să-și dea, în primul rând, acordul privind predarea, inventarierea și predarea rețelei infrastructurii de apă și canal și au făcut lucrul acesta. Și, pe de altă parte, au renunțat la contractul de furnizare pe care îl aveau cu CRAB. Dacă nu ar fi renunțat la acel contract de furnizare, era foarte greu, să nu spun imposibil, ca UAT Onești prin DPP să obțină un contract de furnizare a apei municipiului Onești, atâta timp cât Apă Canal aveau și dânsi un contract valabil. Țin să le mulțumesc pentru toate aceste, să zic, eforturi pe care le-au făcut. Era bine, în opinia mea, ca toate lucrurile astea să se întâmple cu 6-7 luni înainte, pentru că era o certitudine că putem să obținem acea finanțare. Urmează ca noi am făcut toate demersurile încă de săptămâna trecută vis-a-vis de ADIP și de CRAB, să devenim membri ADIP și acționari CRAB. Deja am trimis în scrisuri către UAT-urile din județ, membrii ADIP, să accepte intrarea municipiului în Onești în ADIP. Deja am primit hotărâri de Consiliu cu acordul dat de către UAT-urile din județul Bacău. Ținem legătura foarte strâns cu primarii care, ale călor comunități UAT-uri sunt membri ADIP și sperăm și cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, că într-o perioadă relativ scurtă de timp tot acest demers să-l finalizăm și municipiul Onești să poată beneficia de investiții pe fonduri europene în infrastructura de apă și canalizare. Cred că am reușit să exprim situația actuală și proiectele noastre privind apa și canal în municipiul Onești și dacă aveți întrebări punctuale doar pe acest subiect, vă stau la dispoziție. Vor fi investiți bani în repararea sau întreținerea sau chiar modernizarea acestei rețele de apă? Eu consider că am fost foarte clar. ADIP și CRAB sunt entitățile care pot face lucrul acesta foarte consistent. UAT Onești, în momentul de față, nu are capacitatea unei investiții consistente. Mulțumesc. Care e situația rețelei cu pierderi? Situația rețelei este cea, în momentul de față, este cea pe care a prezentat-o Apă Canal și pe care o știm și noi. Ne referim la vechimea ei, o infrastructură veche de mai bine de 60 de ani, cu mici modernizări pe rețeaua de secțiune mică. Problema e că pierderile nu putem ca și primărie să le știm acum cu multă exactitate decât după o lună, două luni de administrare a infrastructurii, dar din ceea ce ne-au comunicat cei de la Apă Canal, pierderile în sistem, deci ce pleacă din cuciuri și ce ajunge la consumatori și ce facturăm, pierderile sunt mai bine de 60-70%. Adică noi dacă cumpărăm 10 litri de apă, vindem doar 3-4 litri de apă. Restul sunt pierderi.
Vreau să vă spun că la nivel național, în ultima perioadă am studiat foarte bine, să zic, acest subiect legat și de preț pe metru cub și de pierdere în sistem, mă refer în România, bineînțeles. Pierderile sunt în medie peste 40-50% în toate orașele și municipiile din România, oricât de mari au fost investițiile făcute în modernizare. Deci pierderile sunt peste 40-50% în cea mai bună infrastructură și cea mai nouă. Legate de preț, a fost și există încă o vehiculată ideea că în municipiul Onești s-a facturat și exista cel mai mare sau cea mai scumpă apă din România. Este o manipulare și o dezinformare, vreau să vă spun, foarte, foarte crasă. Am o listă pe care, dacă vă o să și doriți, vă pun la dispoziție, în care am prețurile din toate orașele, municipiile și asocierele acestea, cum este Adibu și Crabu, pe județe. Prețurile sunt mult mai mari în alte localități, cum ar fi Constanța, unde avem 9 lei pe metru cub de apă și canalizare, Argeșul 8,50 lei, Dâmbovița 4,6, Vâlcea, Buzău, toate sunt prețuri peste 8,20 lei. Bacău cât ai? Pe Bacău eu știu că e în jurul la 6 lei și... 6 lei și atât plătesc. 6 lei, undeva 6,50 lei, 6,60 lei, dar asta vreau să înțelegeți. În Bacău, serviciul de furnizare apei și canal nu o face nici primăria municipiului Bacău, nici un agent economic. O face acest operator județean, compania regională de apă Bacău. De ce au prețul mai mic? Pentru că își permit compania, cumpărând apa cu un preț foarte mic, o vinde în momentul de față către UAT Onești cu 2 lei și 10 bani. Ei poate să o vândă și cu un leu, poate să o vândă și cu 50 de bani și tot au profit. Nu fac eu politica economică a niciunei companii, eu doar doresc ca și municipiul Onești să fie parte din acest sistem și să fim tratați echitabil ca toți locuitorii județului Bacău, nu altfel. Avem dreptul ăsta și cred că merităm oneștenii să beneficiem de apă de calitate la un preț pe care putem să-l și achităm. Două întrebări pentru dumneavoastră. Ce se va întâmpla cu angajații de la Apă Canal? Da. Angajații de la Apă Canal, prin voința lor, au fost preluați de către nou operator, adică de către DPP. Deci nu se vor pierde locurile de muncă în sensul acesta? Nu s-a pierdut niciun loc de muncă. Bineînțeles că va urma o perioadă de analiză, să studiem organigrama, să vedem politica salarială. Trebuie să existe, să spun, la fel, echitabilitate între salariile pe care le primesc și ceilalți angajați de la DPP. Credem noi că lucrurile acestea le vom pune la punct în viitorul foarte apropiat. Vreau să vă spun că în paralel mergem și cu înființarea apă municipală. Nu stăm, ne pregătim și planul B și planul C, mergem în continuare. Apă municipală în luna ianuarie va fi gata să intre în funcțiune, însemnând capitalizată, cu bani, însemnând cu angajări făcute și dacă procesul de aderare la CRAB și ADIB se va prelungi mai mult de 2 luni de zile, preluăm activitatea pe apă municipală. Dorim să fie foarte clar separate activitățile de pe DPP și de pe apă municipală. Iar cea de-a doua întrebare se referă la faptul că zilele trecute a fost o situație extrem de delicată pentru noi toți, inclusiv pentru dumneavoastră, și vreau să vă întreb dacă vă gândiți să creați un sistem sau o modalitate de debranșare a celor care sunt rău platnici în municipiul Onești. Vreau să vă spun că obligația unui administrator, unei societăți comerciale, este de a genera profit. A avea profit înseamnă, în primul rând, să nu ai pierderi. Să nu ai pierderi înseamnă să-ți încasezi serviciile prestate, conform legii. Sunt obligații legale, nu le-am inventat eu. Cine va gestiona acest serviciu va avea ca sarcină administrarea corectă și legală a acestui serviciu. Din păcate, sistemul de alimentare cu apă, tehnic fiind construit într-un anumit fel, nu permite debranșarea individuală, cum își doresc toți oneștenii sau marea majoritate.
domne, vreau contract individual să plătesc exact cât consum eu. Nu este ca la distribuția de gaze și energie electrică, unde dacă nu ți-ai achitat, vine operatorul serviciului respectiv, îți ia aparatul de măsură și control, adică contoarul, și dacă dorești să mai beneficiezi, plătești o taxă de rebranșare pe de-o parte, care e destul de consistentă, și e sigur, adică operatorul este sigur că tu nu mai beneficiezi de apă. Într-adevăr, a fost o nedreptate ca pentru unii, că sunt mulți, sunt puțini, care nu și-au achitat facturile la zi, să sufere toată populația municipiului Ionești. Mă aflu printre aceia care am suferit și eu și întreaga mea familie. Nu am fântână, nu am un puț forat, cum au avut unii grijă să spună, și am beneficiat de același tratament cu ghirimele de rigoare ca ceilalți ioneșteni. O mare nedreptate. Vom avea în grijă ca lucrurile acestea să fie cât mai mult limitate. Adică cine nu plătește să nu beneficieze. Dacă vom putea tehnic, cred că va fi cazul să debranșăm câte un bloc, dar e destul de complicat, sistemul fiind unul construit în linear, de la bloc se alimentează următorul bloc și așa mai departe. Se vor găsi soluții tehnice. Este normal că dacă un singur client este pun platnic, acela să beneficieze de apă, nu, și să nu sufere, chiar dacă toți ceilalți locuitori ai municipiului Ionești nu și-au achitat facturile la zi. Deci gândiți un sistem corect față de toți oneștenii. Așa ați dorit. Un sistem echitabil, da. Cine plătește trebuie să beneficieze de serviciile achitate. Cine nu, clar nu. Adică cu toții ne-am dorit să avem gaze naturale, energie electrică, gratis, să nu plătim. Nu se poate. Tot ceea ce utilizăm trebuie să plătim. În cât timp credeți că se va intra normalitate, în sensul în care nu vor mai fi aceste întreruperi de apă pe timpul nopții și problemele care există perfect? În cazul în care nu va apărea nicio avarie între Cărăboaia și stația Cuciur, știți, noi suntem capăt de rețea. Dacă nu va apare în viitor nicio avarie, care presupune, în cazul în care ferească Dumnezeu apare o avarie, să se consume din rezerva de apă de la Cuciur, în 2-3 zile se poate intra în regim de continuitate. Mă refer la modul general. Adică mă refer 24 de ore din 24. Mă refer că și pot să vină vara, iarăși să crească consumul, motivele invocare de apă. Va trebui purtate discuții cu cei din conducerea ACRAP, pentru că nu poți, ca pe un consumator, să-l tratezi în mod aparte decât pe ceilalți. Adică, dacă trebuie redus consumul de apă, trebuie să se reducă pe toată rețeaua, nu la capăt de rețea la Onești. Nu este nici moral ca unii să-și ude grădinile în amonte de Onești și noi să nu avem apă pentru apă menajeră sau pentru bunul trai. Este inechitabil. Sunt discuții pe care le vom purta cu conducerea CRAP și cred că și dânșii au interesul ca tot acest sistem să funcționeze și corect și echitabil și să-și încaseze și dânșii toți banii. Pe sistemul de alimentare Cărăboaia-Bacău s-au făcut înlocuiri de rețea. Pe sistemul de alimentare Cărăboaia-Onești, nu. Vă gândiți să discutați cu cei de la CRAP să aibă în vedere înlocuirea sistemului, pentru că una peste alta, sistemul este, datează de ani, zeci de ani, sistemul de alimentare. Ne dorim să devenim membri ADIB și acționari CRAP și în acele condiții vom putea să discutăm și cu, din alt punct de vedere, toate aceste aspecte, adică sub o altă calitate pe care momentan nu avem. Nu suntem membri ADIB, nu suntem acționari CRAP. După ce vom fi, cu siguranță vom găsi acele soluții împreună cu conducerea CRAP, astfel încât municipiul Ionești să beneficieze de aceleași servicii de care beneficiază și locuitorii municipiului Bacău și celorlalte orașe care sunt afiliate la cele două entități. În cazul în care nu mai sunt întrebări, vă rog. Un mesaj către asociațiile locatari care au datorii. Ei sunt în dilemă, nu știu la ce preț achite datoriile.
Nu vreau să transmit un mesaj de genul ăsta, pentru că ar putea fi interpretat ba de unii, ba de ceilalți. Eu voi veni cu un mesaj de susținere și de promovare a noului preț, care va fi cu aviz ANRSC și care va obține votul Consiliului Local. Nu vreau să fiu nici avocatul și promotorul nici uneia dintre părți. Fiecare parte a avut obligații și responsabilități, de care sunt singuri răspunzători. La cât să achite, cât să achite, nu pot eu să spun lucrul acesta. Sunt instanțe, sunt procese în curs și instanțele vor hotărâ. În cazul în care nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră. Sper că am clarificat destule aspecte și profit de ocazie să vă urez sărbători fericite în continuare. Un an nou bun și să dea bunul Dumnezeu să rezolvăm cât mai multe probleme ale uneștenilor. Vă mulțumesc mult!